Dacă vine PNL la guvernare, cum va fi? Vor fi impozitate aceste venituri sau nu? Nici o măsură de natură fiscală nu va fi luată fără o dezbatere cu fiecare sector de activitate în parte. În ceea ce mă privește, vă spun că după o analiză, măsura asta a fost introdusă în perioada guvernării Năstase. În vremea respectivă exista o impozitare progresivă, dacă vă aduceți aminte. Ea a avut o anumită, să spun, efect, dar numai în primii 2-3 ani de zile. De regulă, o facilitate fiscală trebuie dată pe o perioadă de timp limitată și cu niște obiective foarte bine stabilite și se renunță după perioada respectivă la facilitatea fiscală. Eu am văzut comparația evoluției sectorului IT din România din 2000 până în 2018, comparativ cu evoluția sectorului din Ungaria, din Polonia, din alte țări unde nu există nicio facilitate fiscală de genul acesta pentru sectorul IT și aproape nu există nicio diferență. Se justifică în acest, se mai justifică această măsură? Ceea ce înseamnă că această facilitate nu își mai produce efectele pentru care a fost introdusă. Iar eu vă spun că oricât de antipatic aș fi, să spun, unora din IT sau poate din alte domenii de activitate, eu nu sunt adeptul unor regimuri fiscale discriminatorii, preferențiale. Sarcina fiscală, și ăsta e principiul inclusiv constituțional, trebuie să fie just aplicată asupra contribuabililor. Există un principiu al echității fiscale, de asemenea al neutralității fiscale, care trebuie aplicate în politica fiscală a statului. De exemplu, că veniturile trebuie impozitate similar. Mai gândiți-vă, avem o cotă de impozitare de 10%, cotă unică, pe care sigur noi o susținem cu toată tăria. Nu e o cotă foarte mare. Acum, chiar nu e un cap de țară să plătești acest impozit. Sigur, pot exista alte forme de a facilita activitatea companiilor IT, dar ar fi nedrept față de, să spun, alte 7 milioane de angajați care plătesc impozit pe venit, pe toate categoriile de impozit pe venit pe care le realizează, ca unii să nu plătească impozit pe venit, deși, după părerea mea, nu mai există niciun fel de rațiune astăzi pentru menținerea acestor facilități, cu atât mai mult cu cât dacă ele ar fi servit unui sector autohton puternic, cu valoare adăugată foarte mare, care să producă drept de proprietate, adică branduri, cum e că avem și Bitdefender, un brand ca Bitdefender, care e un brand consacrat la nivel mondial. Într-adevăr, a fost o măsură bună. Numai că de această măsură beneficiază foarte multe companii care fac un soi de loan cu noi, producem diferite subcomponente ale unor softuri pe care le exportăm către niște producători de soft care au locația în altă parte. Și noi luăm o foarte mică parte din valoarea adăugată din cadrul produsului respectiv.